Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. După ce m-am luptat foarte mult și după ce le-am întors pe toate părțile, m-am hotărât ca și în dimineața aceasta să continuăm studiul. Vreau să vă spun că prin acest studiu nu voi putea să epuizez subiectul, ce voi dori mai mult să vă trezesc foamea și apetitul pentru aceste lucruri și pentru lucrurile din urmă și pentru ceea ce urmează. Și în lecția asta e vorba despre un subiect mai special. Se prea poate ca undeva pe planeta asta, tocmai în clipa asta, să trăiască și să aștepte momentul apariției lui cea mai neagră și cea mai subră personalitate a omului, a omenirii. E vorba despre Anticrist. Pe baza evaluării evenimentelor actuale, prin prisma profețiilor biblice, e posibil, eu zic probabil, că Anticristul trăiește deja. E probabil că acum el se pregătește cu grijă și minuțios, ajutat de oamenii lui, să aștepte momentul când va apărea pe scena lumii. Și s-ar putea să apară dintr-un anonimat total și dintr-o dată. Cine este Anticristul? Persoana lui. Anticristul este cel mai important personaj omenesc de la sfârșitul vremilor. Este ultima căpetenie pe care o va avea omul și de care vor asculta toate națiunile lumii și care va antrena omenirea într-o răscoală de proporții nemai întâlnite împotriva lui Hristos și împotriva lui Dumnezeu. Hristos a fost omul desăvârșit, întruparea lui Dumnezeu pe pământ. Anticristul va fi întruparea diavolului. Va întrupa toată puterea satanei. Acest fals Mesia va amăgi națiunile care vor vedea în el pe salvatorul lor. Pe salvatorul lor. Să știți. Pavel îl numește în 2 Tesaloniceni 2:4 omul fără de legii sau omul păcatului. El va întrupa în el tot ce-i mai rău, tot ce-i mai păcătos, tot ce-l mai perfid. El va arăta de ce în stare omul să meargă din rău mai rău, fie că e omul singur ca individ, fie că e omul băgat în colectivitate, ca în colectivitate. O, Anticristul va întrupa visul omului de a fi șef, de a conduce, de a fi Dumnezeu, de a se da închinare. Să știți că Anticristul e Supermanul pe care îl așteaptă omenirea și pe care îl dorește omenirea. Numele lui. În greacă, termenul de anti are două înțelesuri. În primul rând, anti înseamnă contra, opusul, cel ce se opune. Anticristul este cel ce se opune lui Hristos, cel ce este contra lui Hristos. Dar în același timp, anti mai înseamnă și cel ce este în locul, cel ce înlocuiește, cel ce subminează,
Și anticristul va întrupa în el ambele aceste, ambele cuvinte. Va fi opusul lui Hristos pentru că îl înlocuiește pe Hristos. Și asta este mare amăgire. Și asta va fi marea problemă și marea înșelăciune. Foarte mulți îl imaginează ca ceva foarte urât, ca un monstru pe care și copiii îl vor recunoaște. Anticristul nu va fi așa, să știți. El va veni și se va da drept Hristos și va înșela lumea întreagă și, din păcate, și biserica apostată. Va prezenta o altă imagine a lui Hristos care va fi crezută. Și el va zice, atunci eu sunt asta. Asta e marea înșelăciune, să știți. Anticristul, dacă vreți, va fi cea mai perfectă falsificare a lui Hristos. Sau cea mai bună falsificare a lui Hristos pe care o are diavolul. Și biserica apostată o va crede, să știți. Și lumea o va crede. Și anticristul va fi acceptat ca conducătorul bisericii. Apostată. Biserica e cam de trei feluri. Biserica reală, biserica nominală și biserica apostată. Cea nominală vor fi împreună cu apostată. Și dacă ducem problema mult mai departe, dacă anticristul se va da drept Hristos, se va fi crezut, știți care vor fi cei mai mari adepți a lui și cei mai mari sprijinitori a lui? Vor fi așa numiți creștini, să știți. Și ca să se ajungă la treaba asta, sunt niște condiții preliminare care pentru mine se împlinesc cu ochii noștri. Trebuie ca biserica apostată în numele lui Hristos să se opună cu adevărat lui Hristos. Spunând că este a lui Hristos, ea cu adevărat face exact contra lui Hristos. Și exact condițiile astea să mergă. Asta e minciuna. Asta e marea înșelătorie. Nu e un atac direct și pe față. Pervertirea, înșelăciunea, minciuna care va fi crezută. Există prezentarea lui, există două texte principale, sunt mai multe, dar două texte principale și primul text pe care aș dori să-l citim e din 2 Tesaloniceni 2, începând de la versetul 1, voi citi în jos câteva ca să vedem câteva lucruri, pentru că e vorba de un studiu și trebuie mai mult predicat, mai mult trebuie decât predicat mai mult cuvântul Domnului. Pavel le trimite o tesalonicenilor o scrisoare și după prima scrisoare, exact așa cum se întâmplă, tesalonicenii înțeleg foarte multe lucruri false. False. Ei înțelesele că Domnul veniseră deja. Ei înțelesele că venirea Domnului nu va avea loc în carne și în trup, așa înțelesele fast, ci va avea loc în Duhul. Și ei înțelesele că ei trăiau deja la sfârșitul vremilor, așteptau judecatele și era sfârșitul lumii și pentru că e sfârșitul lumii nu mai trebuiau să lucre, trebuiau să trăiască în nerunduială și să facă ce vor. 2 Tesaloniceni 3 cu 11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în nerunduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. E doar și așa e sfârșitul, ziceau ei. Și atunci Pavel e nevoit să le explice lucrurile mai detaliat și le trimite scrisoarea din 2 Tesaloniceni. Și să citim totuși, să citim, ca să vedeți minciuna, amăgirea, înșelăciunea. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clăținați așa de repede mintea voastră. Și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului aș fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreo chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege sau omul păcatului, fiul pierzării, potrifnicul care se înalță mai de sus, mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Fenomenal. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam aceste lucruri când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, că taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și acum e foarte grav, grozav. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Dumnezeu îngăduie diavolului ca să-i păcălească pe oameni.
Îngăduie diavolului să le trimită o lucrare de rătăcire. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegire ca să fie osândiți, ce nu le-a plăcut lucrurile bune. Și atunci îngăduie la rău. Voi însă, noi însă, hai să fiți altfel. Frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, înspânzirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit vie, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin arsul o nădejde și o vecinică și o bună nădejde, o mânghiere vecinică și o bună nădejde, să vă mânghe inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Vă rog să deschideți acum cu împreună cel de-al doilea text, eu îl numesc Poza Anticristului, Apocalipsa 13. Cartea Apocalipsei este cartea descoperirii lui Hristos. Hristos în Apocalipsa se descoperă în toată slava și în gloria sa, dar nu se descoperă ca păstorul ăla care vine după oaia pierdută, ci ca judecător. E judecător. Plin de toată puterea lui. Și ca judecător vine să judece bisericile, că de la casa Domnului începe, vine să judece Babilonul cel Mare, vine să judece neamurile la Armagedon, vine să judece pe Satan, vine să judece în mileniu, vine să judece pe răzvățițe de la sfârșitul mileniului, vine să judece pe morții nemântuiți și vine să instaleze noua stare. Apocalipsa se mai spune că e darea la o parte a unei pânze. Unii spun foarte frumos că ar mai fi și darea la o parte a unei cortine. Scena lumii e acoperită de o cortină, nu știm ce vine, nu știm ce se întâmplă. Pentru cei mai atenți, care stau mai aproape și trag urechea lângă cortină, aud că în spatele cortinei se întâmplă ceva. Îți pași, să împinge mobila, să șoptește, să fac niște pregătiri. Dar trebuie să fii foarte atent, să stai cu urechea aproape de cortină. Ca la teatru, de multe ori cortina nu intră până jos, nu se duce până jos. Dacă ești foarte curios din fire, te mai apleci și mai vezi niște picioare, niște pregătiri, unii să pregătesc. Apocalipsa prezintă scena lumii și Dumnezeu prin harul său nouă trage puțin la o parte cortina și ne-a dat niște personaje care să pregătesc să intre. Vin niște personaje să intre. Vine scena finală, ultimul act al omenirii. Și una din primele personaje care intră este Anticristul. De la Apocalipsa 13, de la 1 la 9, e Anticristul. Ca să nu voi citi textul, dar vom merge prin el, vom prezenta contrastul dintre Hristos și Anticrist. Să știți că diavolul imită. Este un mare imitator. El nu face nimic original. El nu-i creator, el e creație. El imită. El imită ce a văzut la Dumnezeu. Dar imită pădos, răsturnat, păstă cap. E o imitare în oglindă, dar păstos, păstă cap, răsturnat. Iisus Hristos este Dumnezeu care s-a făcut om. Anticristul cum e? Omul care se face Dumnezeu. Exact invers, păstă cap. Și haideți să ne uităm în Apocalipsa 13 să vedem, eu zic că sunt 18 astfel de imitații. Ne vom uita peste rând, peste ele, că totul e studiu și vă rog să aveți puțină răbdare. Prin aceasta ne vom da seama mai mult de el și îl vom cunoaște. Prima imitație există, haideți să ne uităm, o trinitate diabolică, o trinitate nesfântă. În Apocalipsa 16:6, 16:13, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Există un balaur, există o fiară și există un proroc mincinos. E o imitație a Trinității, deși cuvântul nu e bun, dar e un cuvânt foarte teologic, poate ar trebui mai bun, triunitate. Vreau să mă arăt mare teolog. Există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și acești trei, una sunt în mărturisirea lor. Există o imitație, balaurul, imită pe Dumnezeu, anti-Dumnezeu. Fiara, anticristul, anticristos.
prorocul mincinos, de la Apocalipsa 13, de la versetul 11 încolo, îi prorocul mincinos. Omul cu propaganda. Ministrul propagandei anticristului. Antidu. 2. Anticristul este imaginea lui Satan. Dacă vă uitați Apocalipsa 13, am văzut o fiară cu 10 coane și 7 capete. În Apocalipsa 12:3, un mare balaur roșu, ăsta e Satana, cu 7 capete, 10 coane, exact la fel. Exact la fel. Anticristul, fiara, imitația balaurului. Imaginea balaurului. Hristos este imaginea Dumnezeului cel nevăzut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și el este oglindită toată plinătatea Dumnezeirii, întipărirea ființei lui. Anticristul se ridică din adânc. Apocalipsa 1:7. Fiara, 11:7. Fiara care se ridică din adânc. Despre, ca să facă voia lui însuși. Domnul zice despre el, zice, am venit, zice, eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit, dar va veni unul care va veni în numele lui însuși și îl veți primi. Hristos a pogorât din cer și ca să facă nu ce voia lui, ce voia Tatălui care l-a trimis. Cu toate că aici vreau să-mi spun părerea mea, Anticristul se va coborî din adânc, sunt convins că el se va prezenta lumii pe baza unor texte, mai ales din Daniel 11, ca unul care vine din cer. Și ca să folosesc un cuvânt foarte modern, va zice că e extraterestru. Să știți. Și tot ce ține omenirea de astăzi cu UFO, cu vizite, cu alte planete, e numai o pregătire pentru momentul ăla. Și ceea ce eu zic, mă tem, în ghilimele, mă tem că, tot în ghilimele, se vor prezenta dovezi că există alte civilizații. Eu cred că Scriptura dă anumite lucruri în acest sens și ăsta va fi unul din marele motive pentru care mulți să creadă. S-ar putea să ne trezim într-o bună zi cu un UFO care aterizează la Casa Albă sau la Bruxelles sau mai știu eu unde și să iasă din el niște marțieni ca oamenii și totul să nu fie decât o mare minciună, o mare amăgire ca să facă oamenii să creadă și să le prezinte dovadă. Ăștia sunt părerile mele și vă rog să le luați în ghilimele. Anticristul e o fiară, 4, o fiară sălbatică care îmbină ea viclenia, ferocitatea, o fiară pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urș, o gură ca de leu. Trebuie vorbim mai mult despre asta, vom lăsa pentru altă dată. Ceea ce veți observa, că aceste fiare apar în Daniel 4, Daniel 7, pardon, și sunt exact în ordine inversă. Daniel 7, începând de la versetul 3 încolo, mai întâi un leu, apoi a doua fiară un urs și a treia fiară e leopardosul, exact în ordine inversă. Iisus este mielul care îmbină el neprihănire, har, sfințenie. De ce este anticrist o fiară? Să știți că în fiecare din om depinde cum te uiți. Dacă ești darwinist și crezi în evoluție, vezi în el animalul, maimuța. Dacă crezi în Dumnezeu și te uiți la om, vezi în el sămânța dumnezeiască pus în el, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să știți. Și probabil că omul e o intersecție a celor două, partea animalică și partea dumnezeiască. Dar când omul se rupe de Dumnezeu, rămâne numai cu partea aia ruptă de Dumnezeu, numai partea animalică rămâne în el. La tine zic, homo hominis lupus, omul pentru oamenii lup. E animal, nu-i mai om. Și un lucru uimitor, Scriptura prezintă toate marile civilizații ale lumii cu toate realizările lor foarte glorioase, cu toate realizările lor mari strălucite și civilizația actuală, cu tot umanismul ei ridicat la culmele foarte mari, cu adevărat nu-i decât sălbăticie și cruzime.
Și cu adevărat oamenii nu-și dau pe fața decât arama ce în ei. Animal. Fără Dumnezeu, omul e un animal. Anticristul primește puterea direct din mâna diavolului. Balaurul i-a dat puterea. În 2 Tesalonicen zice că făcea cu puterea satanei tot felul de semne și minuni. Ce zice Hristos? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Exact o imitație a lui Hristos. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindicată și tot pământul se mira după fiară. Se pare că și Anticristul va trece printr-un proces asemănător cu a Domnului, va muri sau se va părea că moare și va învia sau se va părea că învie. Cuvântul în original se zice că exact același cuvânt folosit pentru înjunghierea mielului, pentru moartea Domnului. Va fi iarăși unul din punctele pentru care va fi foarte crezut. Învierea Domnului a fost dovada supremă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin învierea Lui, sau în ghilimele, Anticristul va spulbera înduielile multora. Anticristul va fi adorat de întreaga lume și toți locuitorii pământului se vor închina. Va avea toată mulțimea de partea lui. Hristos însuși, iarăși o imitație a lui Hristos, în Apocalipsa 7:9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea nimeni să o numere, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Domnului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Anticristul va fi, să știți, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari, un foarte bun orator, gură de leu. E o imitație a lui Hristos care zice că nimeni nu vorbea ca și el, va fi un foarte bun orator. Și aș mai vrea să mai vorbesc despre asta. Anticristul va avea o perioadă de 3 ani și jumătate. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Și Hristos, se pare că a lucrat 3 ani și jumătate. Exact o imitație a lucrării lui Hristos. Anticrist este omul fără de lege, este imaginea răului, imaginea perfectă a lui, numărul lui 6, de 3 ori rău, de 3 ori om. Hristos este imaginea perfectă a desăvârșirii, numărul lui perfect este 7. Apocalipsa 5:6. Și am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 dureri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Anticristul va instaura prima sa dictatură și ultima mondială peste toți oamenii și asta va fi una din dorințele lui cel mai mare. Să știți că sunt mulți oameni care au încercat să conducă toată lumea și le-au depășit creierul. Le-a depășit creierul, chiar și genii. Unul dintre ei, cei mai mari, a fost Napoleon. Era capabil să dicteze la 8 secretari deodată, dar îl depășea prea multe probleme, nu mai făcea față la prea multe. Se spune și despre Hitler că era nevoit să iei doroguri ca să steie treas și ca să poată să facă față la toate problemele cu care se confrunta și să răspundă la ele. Și pentru prima dată în istoria lumii sunt convins că s-a creat posibilitatea tehnică ca un om cu mintea lui să cuprindă întreaga, mai mult sau mai puțin ajutat de ceilalți. Prin computer, prin internet, are posibilitatea să conducă întreaga, pentru prima dată. Și conducerea universală a lumii, tot o imitație a domniei universală a lui Hristos. Daniel 7:14, i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire vecinică și nu va trece nicicum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Să știți că Anticristul imită pe Hristos, la fel, are o nevastă, o concubină, o femeie pe care Scriptura vorbește o cuvinte foarte dură, o curvă. În Apocalipsa 17, e femeia Anticristului. Hristos are o mireasă, neprienită, sfântă, fără pată și fără nicio zbârcitură. Anticristul pe femeia lui, o zice Scriptura, o va lăsa goală și o va mânca și va arde carnea în foc. O imitație pe dos. Hristos va veni și își va lua mireasa la sine în slavă, în cer.
Și anticristul va face minuni cu tot felul și de semne și minuni. Și Hristos a venit și a făcut minuni. E tot o imitație a lui Hristos. Pe Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Anticristul va încerca să aducă o pace universală, ca să-L imite pe Hristos, Domnul al Păcii. Și despre el se zice că era, nu mai este și are să vină. Despre Hristos la fel, cel ce era, cel ce este, care are să vină. Anticristul va vrea să imite lucrarea Duhului Sfânt, pecetea Duhului Sfânt pe care Hristos o pune pe credincioșii săi. Și îl va imita, va pune un semn peste toți a lui, care îi va aduce adorare, cu numărul 666. Anticristul va face și el un legământ cu Israelul. La fel cum și Hristos. A făcut și va face un legământ cu poporul său. El va face un legământ, Daniel 9:27, trainic, cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa uriciunilor idolești va veni unul care pestuiește, care va cădea, până va cădea asupra lui pustiu porpădul hotărât. La fel cum Domnul a fost subiectul profețiilor Vechiul Testament și despre Anticrist, sunt multe avertizări în Scriptură. Sunt convins că Anticristul, la fel ca și Hristos, va vrea să imite pe dos nașterea din fecioară. Și se spune că pentru prima dată în istoria lumii, prin clonare, e posibil ca cineva să aibă numai gene de la mamă și să fie dovedit științific că n-are tată, biologic. Aș vrea să mai vedem câteva caracteristici ale lui Anticristul. Sunt anumite denumiri ale lui care ne arată despre persoana lui și vom vedea despre ceea ce el face. Daniel 7:20. Cornurile acestea care avea o gură cu ochi și avea o gură. Este un simbol dublu. Să știți că va fi foarte inteligent. Va fi extraordinar de inteligent. Cornul simbolizează tăria și ochiul vorbește despre inteligență. Nu va fi un prost, va fi foarte inteligent. Daniel 8:23. Se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Se spune că în original fraza e un împărat care va vorbi în fraze întunecate. Va ști să vorbească în fraze întunecate. E același cuvânt care se vorbește pentru întrebări grele. Zice că împărăteasa din Seba a venit la Solomon ca să-i pună întrebări grele, întrebări întunecate, dificile. E același cuvânt folosit în Judecători 14 despre Samson, care zice o ghicitoare. Va fi un om care va fi maestru în toate cunoștințele științei. În Ezechiel 28, prezentând o imagine a tirului, versetul 3 zice: iată, ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu este ascunsă de tine. O altă caracteristică a Anticristului în Daniel 7:20, o gură care vorbea cu tărie. V-am zis că va fi un foarte bun orator. Unul din cei mai mari oratori a vremilor moderne a fost Hitler, care este o imagine a Anticristului. Omul ăsta, prin discursurile lui pline de putere, magnetiza și hipnotiza masele. Și oamenii erau în stare să meargă să-și dea viața pentru el.
Și ceea ce vă spun, din nou o paranteză, am avut ocazia să citesc odată un studiu analizând discursurile lui, de ce a reușit să manipuleze așa tare masele? Prin vorbă, un om mic de statură vorbind foarte bine. Și una din motive e că se spune că striga foarte tare. Se spune că vocea de la un anumit nivel produce niște unde care mișcă creierul. Și fără să vrei, te simți mișcat. Te provoacă. Se pare, nu știu cât de adevărat, după cum se zicea, că vorbea direct, fără discursuri pregătite și cu patimă. Simțea ceea ce spunea. Am văzut o uimitoare imagine și exact așa o imagine, o răsturnare pe dos. La din convingerile mele că toți oamenii mari ai creștinismului care au produs treziri au fost oameni care au vorbit tare, cu patimă. Unul din sensurile cuvântului carismatic și asta e. Nu au fost molatici, nu au fost numai care... Și despre Hristos se spune că a strigat și vorbea cu patos, cu putere, dinamic, dinamită. Astăzi există o mare împotrivire la lucrul ăsta. Se așteaptă foarte mult să ții discursuri cât mai academice, să vorbești cu oamenii să se uite peste tot numai la asta. Să știți că va veni unul care va ști să vorbească. Și va ști să miște oameni. Și dacă astăzi nu acceptăm vocea Domnului, o vor accepta atunci pe aceluia. Nu vor fi împotriviți. Nu se vor împotrivi. Deci uite ce persoană carismatică. Uite ce cu putere vorbește. Anticristul zice despre el Scriptura că e un om disprețuit, fără să aibă putere. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin putere. Să știți că va fi un geniu politic, un om inteligent, care va ști să vorbească prin intrigi, manipulări politice, șmecherii politice, va ști să conducă. Va fi un om plin de propășire. Din pricina propășirii lui. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetăților, acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Nu se va putea vinde nimic și cumpăra fără el. Sunt convins și una din convingerile va face un fel de socialism modern. Și își va prezenta binecuvântarea materială ca semn că e de la Dumnezeu. Va avea tot. Și oamenii vor fi fericiți să fie cu el. Și va aduce chiar binecuvântare pentru mulți. Va ști să aducă niște reforme care vor atrage binecuvântare materială. Ca și Hitler la perioada de început. O lua țara de la nimic, din Germania, și în câțiva ani, o pus pe picioare și oamenii au fost fantastici, fantastici. Și toți vor fi cu el, vor vrea toți să fie cu el. Că toți vor să fie cu cei tari. Se zice că s-a făcut odată un studiu printre fanii de fotbal, suporterii de la fotbal. Cei ce sprijin echipele de fotbal. Și s-a observat un lucru foarte curios. Deci când echipa câștiga, toți ziceau, noi am câștigat. Noi. Când echipa pierdea, toți ziceau, ei au pierdut. Ei. Toți vor să fie cu aia tare și cu aia care câștigă. Toți vor să fie cu aia mare. Va face pustiri de necrezut în Daniel 8:24. Va fi un războinic fenomenal.
Va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Va face o pustie de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfânt. Un geniu militar. Un geniu. Va fi un geniu guvernamental. Va ști să unească lumea, Orientul cu Occidentul, pe musulmani, cu creștini, fenomenal. Eu cred că și va învinge. Va stăpâni. Va fi un geniu religios. Să știți. Potrivnică ca să înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau care este, de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu drându-se drept Dumnezeu. Nu pare fenomenal? Fenomenal. Va ști să amestece adevărul cu minciuna. Va ști foarte mult să aducă oamenilor tot fel de motivații religioase pentru trăire în păcat, să știți. Va zice că nu-i păcat, e o formă nouă, o cunoaștere nouă, o formă spirituală de cunoaștere a lui Dumnezeu. Nu-l va da total jos Biblia la o parte, dar vă prezint o variantă nouă, mai bună, mai perfectă, mai exactă, să știți. Va ști să unească sub el toate religiile lumii și le va uni pe toate. Și va zice, hai să luăm ce-i bun din tot. Și bun de acolo, și bun de dincolo, și bun de acolo, și facem un tot, ca să nu supărăm pe nimeni. Un diveci frumos. Asta va, un geniu religios. Sunt convins că prin minunile lui va aduce dovești științifice chiar pentru noua religie. Scriptura zice despre el că va coborî foc din cer, va rezolva problema economică a lumii în care ne duce. Va rezolva problemele spirituale ale lumii. Sau cel puțin așa se va părea. Ultima imagine a lui din Zaharia 11, vreau să citim de la versetul 16, păstorul de nimic. Căci iată că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i pasă de oile care pierd, nu se va duce să caute pe cele tinere, nu va vindica pe cele rănite, nu se va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va lăsa decât copitele. Un lucru fenomenal care se va întâmpla la el și paradoxal, că după o perioadă de mari binecuvântări, omul ăsta nu va profita de oameni. Va duce peste oameni numai nenorocire, probleme și greutăți și pedepse. Pedepse din partea lui Dumnezeu. Și cu toate astea, oamenii îl vor adora, să știți. Se va întâmpla exact ca și la Hitler. Toate nenorocirile veniseră peste ei. Sfârșitul era aproape, prăpădul era peste ei. Sufereau, îngrozeau, lipsuri și nu vedeau. Încă credeau în el. Încă mereau să moară pentru el. Încă își trimiteau copiii să moară pentru el. Orbis total. Va fi una din cele mai mari tragedii. Îl vor vedea ca păstor și el va fi un păstor de nimic. Îl vor vedea ca unul care le va da totul și el nu va profita după ei și se va îngreșa el însuși după ei. Să știți, e fenomenal. De două ori, și cu asta aș vrea și ultimele idei, în cartea Apocalipsa apare versetul 9, cine are urechi să audă. Luați seama. Gândiți-vă bine. Și în versetul 18, aici e înțelepciunea, cine are pricepere să socotească. Socotiți bine, alegeți bine. Pentru că să știți că data viitoare voi continua, aș vrea să vorbesc despre Duhul lui Anticrist și despre numărul 666, dacă Domnul va îngădui. Să știți că prin atitudinea noastră de aici alegem.
Asta e alegerea. Astăzi aleg. Astăzi aleg. Astăzi aleg adevărul de minciună. Astăzi aleg ce îmi place mai mult, adevărul sau minciună. Astăzi aleg ce îmi place mai mult, Hristos sau Anticristos. Astăzi aleg. Să știți, oricât va părea de paradoxal, astăzi aleg. Prin atitudinea mea, prin felul meu, prin cum mă îmbrac, cum mă port, cum ascult, astăzi aleg. Nu-ți place cum vorbește Domnul? Înseamnă că alegi și îți va place cum vorbește Anticrist. Nu-ți place cum... Nici o problemă. Îți va place minciuna Anticristului. Nici o problemă. Astăzi ai ales. Nu-ți place calea Domnului? Nici o problemă. Îți va place calea cea largă a Anticristului? Nici o problemă. Astăzi alegi. Să știți, astăzi alegi. Cine au urechi să audă. Nu-ți place să fii cu aia puțin disprețuit? Nici o problemă. Vei fi cu mulțimea. Nici o problemă. Astăzi alegi. Nu-ți place să fii cu Dumnezeu? Prea... Și Anticristul va veni cu asta. Dumnezeu la Biblie e dur, aspru, războaie. Vin eu și vă aduc un altul. Va veni cu un alt Dumnezeu. Cu un alt Dumnezeu și oamenii vor mai bun, mai bun, mai plin de dragoste ca și apostol. Nu-ți place Dumnezeu meu, nicio problemă. Va veni Anticristul cu al lui. Cu al lui. Și îl vei alege pe al lui. Să știți, astăzi alege. Că despre al lui, care cu adevărat sunt al lui, biserica reală și nu nominală și nu apostată, încredințarea mea prin cuvântul Domnului e că Domnul ne va răpi la el. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Yeah.
strânse mireasa ta. Ca ea suspină rătunat. Dacă mereu ai pregonită pe cei răi disprețuită, vino te rog și ne ajută. I-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea
și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. După cum Ian și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.